Oameni rătăciți în munți, alții fără echipament corespunzător și persoane rănite din cauza lipsei de experiență pentru traseele montane. Cu toate acestea s-au confruntat salvamontiștii din județul Argeș. Un caz deosebit a fost salvarea unei femei din Baia Mare, care se afla împreună cu un grup de 14 prieteni, aproape de vârful Lespezi, în masivul Făgăraș. Toți erau echipați corespunzător, însă femeia, fără experiență, și-a fracturat piciorul în munții Piatra Craiului. Salvamontiștii și-au dat seama că evacuarea terestră ar fi durat foarte mult, așa că au apelat la elicopterul Smurt de la Caransebeș pentru evacuarea femeii și transportul ei la spital. O persoană care s-a lovit la genunchi și gambă și nu mai putea să mai deplaseze. Am solicitat elicopterul POA Brașov, dar acesta era în misiune la Oradea, astfel că ne-a fost alocat elicopterul punctului de operare aeromedicală Caransebeș, care a preluat un salvator aero de la Zărnești, fiind cea mai simplă cale pentru a interveni. Și acesta a extras victima, predându-o echipajului Smurt. Salvamontiștii trag încă o dată un semnal de alarmă pentru cei care se aventurează în călătorii montane să aibă echipament corespunzător și atenție sporită.